țara în care te duci ca să prinzi rădăcini puternice, sădește un stejar. În 1950 am fost dați afară din casă. Și-au pus pe jos pământ galben, au în locul dușmanilor. La poartă a stat milițianul cu un câine și nu aveam voie să ieșim și să intrăm decât cu cunoștința lui. Mi s-a dat domiciliu forțat în afara orașului. În afara orașului era după barieră. În momentul în care au naționalizat imobilul, au naționalizat cu tot ce a fost în el. Iar când ne-am întors, nu s-a mai găsit decât imobilul. Se făcuse un post de control unde erau niște milițieni care ne supravegheau. Casa cu 12 camere luată în 50, nu toată, repet, luată în 50 și rămas două camere să avem unde să stăm. Unul ce tovarăș, cât îl cunosc bine pe tovarășul Bogoievici, eu propun să-l facem membru de Partidul Excepțional. Primul comunist este înregistrat în actele siguranței abia în timpul războiului, evident venit în altă parte. A fost o vreme când mutările de populație, chiar masive, făceau parte din pachetul de realități curente. În Republica Populară Română, deportarea a fost inspirată și chiar ordonată de către Stalin, liderul de la Kremlin, al cărui sistem dictatorial a controlat deciziile și atmosfera politico-economico-socială a sateliților din blocul comunist. În fapt, Stalin este și campionul acestui model suprem al formulelor abominabile de manifestare a inumanului, golind Crimeea de întregul popor tătar în 1944 în doar 3 zile. Începerea lucrărilor la podul prieteniei dintre Giurgiu și Ruse, în urma protocolului semnat la 30 iunie 1951 între guvernele celor două republici populare vecine, română și bulgară, de către primii miniștri Petru Groza și Vilko Cervenkov, a creat, prin afluența miilor de muncitori, dar și a tehnicienilor sovietici sau din celelalte țări din spatele cortinei de fier, o criză locativă fără precedent. Momentul a reprezentat, pentru autoritățile române, pretextul de a pune în practică măsuri de inspirație stalinistă, constând în confiscarea imobilelor și expulzarea din oraș a 823 de locuitori incomozi pentru ordinea socială, împrăștiați și fixați cu domiciliu obligatoriu în câteva zeci de localități de pe cuprinsul țării și supuși regimului de muncă forțată. Anul 1954 și următorii au fost ani de încercări nebănuite de către expulzații din Giurgiu întorși acasă din lagărele de muncă și reeducare, cu fireștile speranțe ale regăsirii, dar, din păcate, dezamăgiți rapid de noua mentalitate a orașului intrat pe calapodul rânduirii ce își zicea democrație populară. Modul de a se purta la acestui nou regim instaurat în România, care se remarca prin înclinația de a șterge pe jos cu proprii cetățeni până la a-i face una cu pământul, își trăgea seva din instinctul dictatorial, din pornirile criminale și din energia malefică, specifice, toate, puterii nelegitime, demolatoare, alcătuită din indivizi captivi într-un mecanism de constrângere asemănător fălcilor unui clește, a cărui strânsoare îi forța să privească spre cei de deasupra lor cu obediență extremă, iar spre cei de mai jos cu neclintit spirit dictatorial. Multora dintre victimele deportării și muncii forțate le era refuzată din pornire ideea unei pensii de vârstă, chiar și celor cu stagiu de cotizație de câteva decenii, sau celor decorați pentru fapte de arme în Primul Război Mondial, respingerea având drept singur motiv, deși neîntemeiat pe vreo lege, așa numita exploatare a oamenilor muncii. Perioada cea mai grea tatălui meu a fost după ce am venit din deportare și până când am murit. Deci tata n-a avut studii.
Ne-a vânstut, i-a muncit greu la căile ferate, la reparația căi ferate, la Giurgiu Nord. Și a ieșit cu o pensie de zilier. El n-a fost considerat niciodată un salariat continuu. A fost considerat zilier și fiind zilier nu a ieșit decât cu o pensie de 250 de lei pe lună. Și gândiți-vă că în perioada când el lucra, eu eram la școala tehnică, perioada 59-61, care am făcut-o la București, pe strada Zborului. Pentru copiii fostei pături burgheze, accesul în treptele superioare de învățământ a fost permis abia după o bună bucată de vreme, de aproape un deceniu, condiționat însă de criteriul procentajului, stabilit la 10% din numărul total al celor admiși în procesul de instruire. Iar cât privește spațiul de viețuire, doar cei vizitați de noroc au putut obține una, rar două camere, pentru a-și adăposti familia chiar în casa care le aparținuse. Întoarcerea a fost destul de grea, în sensul că unii care au avut posibilitate financiară au plecat în timp, adică imediat pe 15 aprilie 1954, când am fost anunțați că suntem liberi și putem să reîntoarcem la locuința, locația de unde am plecat, așa, unii au venit imediat, noi am venit după două săptămâni. Dar în aceste două săptămâni a venit fratele meu, care a căutat să vadă ce spațiu este liber în casă. Pentru că ea a fost de unde am plecat, acolo să ne întoarcem. Când a venit spre șansa noastră, era liberă o cameră și un antreu. Fratele s-a dus la instituții statului, a discutat și cu greu ne-a acceptat să ne întoarcem în acest spațiu. O cameră și un antreu. Dar ce a fost interesant, că am plătit chirie 84 de lei pe lună cu 400%. Deci asta venea 300 și ceva de lei pe lună. Ulterior a locuit un colonel de grăniceni și a plecat la București. Plecând la București, spațiul militar nu se vedea la oricine. Mama a intervenit la comandant, a făcut un memoriu mare și până la urmă comandantul a înțeles și ne-a mai dat o cameră. Dar această cameră, fiind a doua cameră și cu antreu, n-a durat decât un an, doi, că după aia militarii iar au revenit și a reluat din nou camera și noi am rămas definitiv într-o cameră și un antreu. Patru persoane. Patru persoane, dar fratele în timpul ăsta a fost student la București, la agronomie. Și am rămas numai eu cu mama și tata. Strada Pompieri, fostă Nicolae Partinescu, în dreptul numărului 7 de odinioară, este dominată de statura falnică a unui stejar pe care îl descoperim într-o poză de acum câteva zeci de ani sub forma unui arbust plantat de nu prea multă vreme în fața casei deținute de familia negustorilor de coloniale, Vasiliu Anastasiu. O vorbă veche a bunicului meu, care era grec de origine ca și tatăl meu, spunea în felul următor. În țara în care te duci ca să prinzi rădăcini puternice, sădește un ștejar. Lucru pe care tatăl meu și frații lui, împreună cu bunicul, au făcut, sădind ștejarul care a crescut în fața casei odată cu mine. Stejar care le aducea aminte de locurile unde s-au născut. Ceea ce îmi amintesc din spusele mamei, tatălui, bunicul care era patera, papu, conducătorul familiei, se ocupa cu treburile din curte, pentru că aveam o curte foarte mare, aproape 800 de metri pătrați. Dimineața avea grijă ca băieții de prăvălie să plece la prăvălie, să ia masa, pentru că ceea ce știu din acel episod, toți băieții de prăvălie se locuiau în locul unde a fost casa noastră și dimineața plecau împreună cu tata și cu fratele lui la prăvălie să deschidă unde aveam. În alt colț al orașului, pe strada Mihail Satoveanu, fost aviator Petrescu, fostă Minervei, doar numărul clădirilor ce s-au succedat în ultima sută de ani
mai întrece schimbările de nume ale acestei artere giurgiuvene. Casa cu ciardac din mijlocul grădinii, ridicată de Barbu Popescu, fostul proprietar al fabricii de săpun Stella București, după demolarea unor case obosite de vreme, avea să fie și ea repede înlocuită cu alta. Vor fi fost de vină pentru asemenea dese reînnoiri și cataclismele specifice multora dintre orașele dunărene. Noul imobil, ridicat în anul 1939, a fost și el repede supus încercărilor naturii, prima dată în 1942. Stihiile s-au revărsat nu odată și casele au devenit porturi de nenumărate ori. Așa se face că, roasă de vreme și intemperii, a lăsat locul construcției de azi, pe strada, de nerecunoscut în pozele de altă dată. În acea perioadă în care casa era naționalizată și dumneavoastră erați chiriaș, da, cu o chirie de 300% conform legii, înțeleg de la dumneavoastră, da, de 400%, da. Care era climatul de viață în fosta dumneavoastră proprietate, în timp ce stăteați într-o cămăruță și un antreu? În general au locuit și vecinii din apropierea noastră, au locuit militari, pentru că a fost spațiu militar, au locuit și doctori, și ultimul care a locuit până la 1986, când a plecat, a fost doctorul Șerban Iliescu, directorul spitalului județean Giurgiu. Și după aceea a intrat grădinița numărul 7. Erau 4 familii, 3 la parter și una sus la mansardă. La mansardă sus am locuit și eu cu soția când m-am căsătorit în 1968, pentru că directorul spitalului județean Giurgiu a vrut să cumpere casa. Și eu am zis așa, dacă doriți să o cumpărați, să o cumpere un om care știe ce poate să facă cu ea, pentru că casa a început să fie dărăpânată, pentru că cum s-a întreținut casa a fost un dezastru. De cât s-a dat cu vopsea, s-a bătut un cuidou și cu asta s-a terminat. În casa în care noi am locuit, stăteau mai multe familii de muncitori care, pot să spun ce am aflat pe urmă de la tatăl meu când îi povesteam maică mea, draga mea, au scos dușumelele și parchetul pentru că au necat un copil și au zis, băi, ăștia ne fac rău, și după ce au plecat ei, uite, copiii și-au pus pe jos pământ galben, au în locul dușumelelor. Au împărțit în altfel spațiile, din salonul cel mare au făcut două locuințe, cum ar veni între ghilimele, în care să mai locuiască încă două familii. Dumneavoastră n-ați mai avut loc în casă? Noi nu am mai avut loc în această casă, n-am mai avut loc și am fost obligați, mi s-a dat domiciliu forțat în afara orașului. În afara orașului era după barieră și acel episod mi-aduc aminte, pentru că deja mă făcusem mare, trebuia să merg la școală în clasa 1 și aveam niște greutăți foarte mari în intra în oraș. La vremea întoarcerilor din deportare, cartierul aflat dincolo de bariera uneia din intrările în oraș, denumit Țigănie, a reprezentat pentru o vreme căminul multora dintre cei care nu erau agreați de regim. Cu mențiunea că trecerea barierei era supravegheată de oameni în uniformă, având obligația de a face apelul persoanelor cu domiciliu obligatoriu, chiar și în timpul nopții, indiferent de oră, de programul familiilor, de somnul copiilor. Nu mai avem un loc în propria casă, iar faptul că bunicul meu, din partea mamei, la vremea respectivă, un negustor cunoscut în Giurgiu, își făcuse foarte mulți fiind dintre țigani, țiganii din Giurgiu, este
sfătuit și a ajutat să obținem în acest cartier, unde era un cartier al paria, să zicem, țigănie se numea, unde primim un spațiu, o cameră de dormit și o bucătărie la, în spatele meu, la domnul Mielu Cârnățaru. Așa era cunoscut și am locuit în acest loc aproape 3 ani de zile. Eu, făcându-mă măricuș și începând să frecventez clasa întâia în oraș, ca să putem trece calea ferată, trebuia să primim un bilet de voie din partea autorităților, pentru că acolo unde este ghereta ceferistului, care lăsa și ridica bariera, se făcuse un post de control unde erau niște milițieni care ne supravegheau, pentru că nu numai noi eram în acest cartier, am avut șansa de a locui, cei care au trăit înainte și văd acum opulența acestor locuri, se minunează. Tatăl meu a făcut demersul și, fiind după moartea lui Stalin, regimul parcă se mai indulcise nițel așa, era un fel de dulce acrișor sau acrișor dulce, am primit dreptul de a repara pe strada Gării prăvălia în care părinții mei avusese sediul firmei. Pe toată durata ordonanței locale de domiciliu obligatoriu, biletul de voie care făcea posibil traficul înspre și dinspre țigănie trebuia să conțină datele persoanei care părăsea zona, în conformitate cu biroul populației, cartea de identitate a vremii, cu specificarea orei de plecare și a celei de întoarcere. Lucrurile deveneau un coșmar atunci când trebuia ca părinții să îi conducă pe copii la școală și să se întoarcă în timp record în ceea ce chiar ei numesc până azi ghetou, pentru a nu încălca termenii biletului de voie. Și poate că moartea dictatorului Stalin a făcut ca lucrurile să se mai indulcească puțin, dar a fost genul acela de dulce care nu poate schimba gustul amarului. Treceți bariera, în Giurgiu. Când se întâmpla? Deci, fiind obligat mereu la școală, începând de clasa întâia, eram obligat împreună cu mama mea să viu zilnic, să fiu la școală, să vin înapoi și atunci tatăl meu a făcut un demers și a spus: domne, dați-ne voie în vechea prăvălie să ne aranjăm și noi o casă, stăm cu chirie, plătim, tata n-avea servici, n-avea pensie, maica mea la fel. Și după multe tergiversări mi s-a dat voie ca într-una din în prăvălie să ne facem loc de cuib, de dormit, unde să stăm. O ironie a soartei a fost faptul că după ce ne-am mutat în spațiul respectiv, fost la prăvălie, la vreo un an de zile, un fostul milițian care ne supraveghea atâta timp cât am fost cu domiciliu forțat, să ceară să deschidă un debit de tutun. Și din spațiul mic care îl aveam, a trebuit să se dea 8 metri pătrați, să-i se facă intrare separată pentru debitul lui de tutun. Iar după 1977 ne-am mutat de aici, în apartamentul pe care îl dețin și acum, în piața centrală a orașului, unde și acolo, cu peripeții, am obținut acel apartament datorită faptului că mama și surorile ei au donat terenul pe care era prăvălia bunicului. În compensație. În compensație, adică în o compensație reparatorie, chipul. Da, da, da. La întoarcerea în Giurgiu, după o deportare de 2 ani, presărată cu stagii de închisoare, cel mai proeminent negustor, antreprenor, industriaș, dar și fruntaș politic al orașului, este obligat să trăiască efectiv sub cerul liber, confiscându-i se absolut toate proprietățile și, în același timp, refuzându-i se alocarea unui spațiu de locuit. Își găsește salvarea pentru scurtă vreme, fiind găzduit de un fost judecător, prieten de familie, cu toate că,
în conformitate cu reglementările oficiale, ar fi fost îndreptățit să revină în spațiul ocupat înaintea deportării. Act de prelucrare al oficiului juridic din cadrul Sfatului Popular al Raionului Giurgiu. Vă trimitem mai jos, în copie, dispozițiile Comitetului Executiv al Sfatului Popular al Regiunii București. Vă comunicăm că rezolvarea cererilor cetățenilor evacuați și care s-au reîntors la domiciliul lor se va face în spiritul unei stricte respectări a legalității populare. Se va restitui cetățenilor spațiul locativ în imobilele proprietatea lor și din care au fost evacuați. Imobilele adjudecate conform decretului 224 pe 1952 și pentru care s-au admis contestații făcute de proprietari vor fi restituite imediat acestora. Imobilele scoase în vânzare pe baza decretului 224 pe 1952, dar care nu au fost încă adjudecate, vor rămâne la dispoziția proprietarilor, iar acțiunea se va suspenda. Terenurile agricole repartizate gospodăriilor anexe vor fi restituite proprietarilor la cererea lor după ridicarea recoltei. Bunurile mobile, precum automobile, treierătoare, batoze, dar și imobile, fabrici de sifoane, cărămizi, cherestea, vor fi predate de către instituțiile sau întreprinderile ce le dețin la cererea proprietarilor respectivi și pe baza adreselor Comitetului Executiv al Sfatului Popular al orașului Giurgiu, că bunurile sunt proprietatea petiționarilor. Materializarea, fie și a doar celor câtorva spicuiri din documentele oficiale, altfel pompoase și sfărăitoare, ar fi putut face totul să semene a raiul pe pământ. Desigur, dacă nu ar fi fost doar simple vorbe în vânt, vorbe de înghețat apele. Casa cu 12 camere, luată în 50, nu toată, repet, luată în 50 și rămas două camere să avem unde să stăm. Că așa s-au luat și blocuri în București și proprietarul i s-a lăsat. La noi era vorba de 7 case, 7 imobile. Mă rog, aici a zis, uite, voi stați aici, restul e al poporului. Dar chiar și restrângerea la două camere cu chirie din casa pe care o deținuse până la naționalizare a fost pentru familia Mincu Popescu una pe termen prea scurt. După 3 luni, forțele reunite ale Sfatului Popular și ale miliției, rechiziționând imobilul în întregime, în modul dictatorial al vremii și în interesul celor care au acceptat să fie rotițele din angrenajul noii societăți proletare. Retrăgându-i se și acest drept elementar, după ce a fost deposedată la sfârșitul naționalizării de un total de 7 imobile, amintita familie este nevoită să găsească o soluție de avarie și își amenajează o modestă locuință compusă din 2 încăperi și un hol, în fostele birouri ale unei fabrici de sifoane, o altă proprietate confiscată, unde avea să locuiască până la deportarea în Bucovina din anul 1952. Forma a rămas tot al poporului, a fost folosit de primărie, de Consiliul Județean, după Revoluție a fost revendicată de domnul Verdeț, că vrea să-și facă o sucursală acolo. Iar Consiliul Județean a fost mai interesat să o ia și nu i-a dat-o. Dumneavoastră? Iar noi am mai stat o perioadă de un an de zile acolo și după aceea a făcut casa, ne-am mutat și am stat 30 de ani de zile ca să ne-o demoleze din nou. Și să-mi dea aceste două cămăruțe, că nu trebuie mai mult, că noi suntem aia care ne are la mână și o să ne vadă ce o să facă cu noi. Domnul secretar de la primărie respectiv, actual este contabil, nu știu pe unde. Situația spațiului locativ în perioada de început a regimului comunist în România ar putea fi descrisă ușor ca o poveste a caselor, între atâtea alte povești despre fața sumbră a regimului. Însă aceasta avea să rămână una cu cântec,
așa cum se și anunțase de fapt de la început, o epopee a dezmoștenirii pornită înaintea deportărilor, prin naționalizarea și confiscarea caselor, ca și prin restricționarea spațiilor de locuit. În 1950 am fost dați afară din casă și ne-am situat în spatele casei Potarul din Vest, în două cămăruțe, în acolo unde mama spăla pentru băieții de la prăvălie. Unde, de altfel, am locuit o perioadă de câteva luni de zile, 6-7 luni de zile, așa, iar darea afară din locuință, din proprietate, a fost foarte simplă. A venit o comisie de 3-4-5 persoane care au avut, nu știau nici să scrie, pentru că au avut procesele verbale bătute la tipografie. Nu avea decât 2-3 locuri unde completa. Și foarte interesant că acest imobil a fost considerat apartamente. 4 camere jos și o cameră sus la mansardă a fost considerat apartament și am avut 5 apartamente. Și cu camerele de la spatele, după hotarul de vest al terenului, am mai pus și acolo la parter un apartament și s-a făcut 6 apartamente. Deci, în Sadoveanu a existat 6 apartamente în loc de un imobil. Că peste tot s-a discutat de imobile, iar în procesele verbale a apărut apartamente. În 50 ne-a fost naționalizată casa, pentru că așa a fost legea și ordinul primit de sus, dar am avut noroc că nu am fost scoși din casă, deoarece am fost lăsați să locuim în continuare în ea, însă plătind o chirie dublă, triplă, cum era legislația. Am stat în casă până când a trebuit să fim deportați. Știu că în continuare părinții se ocupau de casă, se ocupau de toate cele trebuincioase, însă nu mai aveam drepturi asupra ei, pentru că nu mai era casa noastră. Statul ne-o naționalizase. Cel care conducea familia atunci era bunicul meu, Papu, care stabilea dimineața cu băieții de prăvălie unde merg cu taică-mea și cu frații lui. Dimineața se ocupa să mănânc, să aibă mâncare, mama și cumnata ei le pregătea masa, nu aveam slujnică. Și plecau împreună cu părinții și unchii mei la prăvălie, iar bunicul meu împreună cu un băiat de prăvălie care l-avea mai de suflet, pleca la un loc unde aveam noi o grădină și o vie acolo. Plecau ca să facă treburile care erau. În 1952 a venit și ne-a ridicat, dar până atunci am fost controlați de vechea miliție. La poartă a stat milițianul cu un câine și nu aveam voie să ieșim și să intrăm decât cu cunoștința lui. Pentru că le-a fost frică să nu furăm ceva din casă. Pentru că în momentul în care au naționalizat imobilul, au naționalizat cu tot ce a fost în el. Iar când ne-am întors, nu s-a mai găsit decât imobilul. De aici am plecat în deportare. Sub ochii dumneavoastră, în perioada celor 2 ani până la plecarea în deportare, cine locuia în spațiile de altă dată? Aici au locuit foarte multe familii, a fost și spațiul militar, dar au locuit foarte mulți care erau până întreprinderile astea de stat. Inclusiv fosta directoare a OCL-ului cu două clase primare, care când ne-am întors nu ne-a dat voie în casă acces la toaletă. Într-o seară am auzit pe părinții mei având o discuție în care tata îi spunea mamei: mâine dimineață o să vină niște camioane care să încarce lucrurile, să le ducem la gară. Ne-au arătat vagoanele care ne-au fost repartizate. Însă mai târziu, discuția a fost în jurul 6-7, mai târziu pe la ora 10-11 a venit o mașină care
l-a luat pe taică-mea și pe maică-mea, eu am rămas în casă cu celelalte rude, au fost, după urmă am aflat că au fost ca să aranjeze într-un fel vagonul care ne fusese repart pentru plecare. Mi-aduc aminte foarte bine cu ochii minții, deși aveam 4 ani și cum am fost deportați. Era perioada când merele erau canuca și rudele ne ajutau ca să încărcăm lucrurile, să le ducem la vagon. S-a cărat de dimineață până seara, pentru că noi aveam o casă foarte mare, pe lângă salonul, care mi-aduc aminte că bătrânul dătea petreceri, avea aproape 30 și ceva de metri pătrați, casmere erau foarte multe, pentru că nu locuiam numai eu, familia noastră, ci mai locuia și încă un frate de-a lui taică-meu cu soția, ei fiind singuri, neavând copii. Seara am plecat din casă și am mers la gară, ne-am suit în vagon și am luat drumul Pribegiei. Pribegie care ne-a dus în unele locuri care nu s-au gândit nimeni că se poate întâmpla așa ceva. Când a venit deportarea, ne-a anunțat și n-am avut voie să luăm decât strictul necesar. Tata a luat o ladă de vreo 2 metri pe 1 metru și înaltă de vreo 80 de centimetri, în care a băgat strictul necesar de îmbrăcăminte. Atât. Și ne-a dus la gară, la vagon bou, cu rahat și cu mizerie pe jos. Că dacă tata și cu alți oameni nu cunoștea pe șeful gării, care le-a dat aprobare să curețe vagonul de mizerie. Și așa am putut să supraviețuim. Naționalizarea proprietăților, dar și a caselor aparținând categoriilor înstărite de negustori, antreprenori, proprietari de fabrici, mori, hoteluri și restaurante sau înalți funcționari, a creat oarecare disponibilitate de locuințe, dar îndesarea sufocantă, chiar prin măsuri de restrângere drastică a spațiului locativ, ca urmare a migrației masive de la sat la oraș, în cadrul unei politici de ocupare a teritoriului inamicilor politici și dușmanilor de clasă, numită în perioada de început, în scop justificativ, deși impropriu, politică de industrializare, a creat o criză cu manifestare la scara întregii țări. La Giurgiu, începerea lucrărilor la podul dintre România și Bulgaria, urmată de afluența altor câtorva mii de muncitori, a agravat lucrurile. Iar aplicarea pedepsei cu expulzarea și deportarea a unui număr de peste 800 de proprietari nu a îmbunătățit cu nimic situația. Așa că, după întoarcerea acasă a celor strămutați pentru o vreme, s-a răspândit și mai mult moda traiului la comun, cu tot disconfortul, cu toată promiscuitatea, dar și cu nedreptățile, impedimentele și abuzurile sale. Foștii târgoveți cu dare de mână erau acum fie alungați din propriile case și trimiși cu chirie în temirce spații sărăcăcioase și insalubre, fie primiți cu greu în anexele fostelor locuințe, pentru ca de odăile mai acătării să beneficieze prin arbitrajul părtinitor al oficialităților, străini parveniți, dar utili în punctele de acțiune ale regimului de dictatură a proletariatului. Existau speranțe să vă redobândiți casa în această perioadă? Taică-mea a făcut foarte multe demersuri pentru redobândirea casei și chiar când a murit în 62, a murit cu acest dor de casă, cum se spune, nu ne-a dat voie să intrăm în casa noastră, nu am recuperat-o niciodată. În această perioadă în care dumneavoastră stăteați cu chirie 400%, se ițea vreo speranță că vă veți redobândi casa? Da, climatul niciodată. Social predispunea la asemenea era, speranțe? Era foarte încărcat climatul social. Toată lumea era bulversată de ceea ce se întâmplă. Pentru că, eu vă spun sincer, pur și simplu a vrut să ne extermine. Ce a făcut copiii? Cu părinții, da, tata, mama, a fost și a fost, taie-le gâtul. Dar cu noi copiii, ce ați avut? De
De altfel, apetitul noilor conducători pentru afacerile cu casele foștilor oameni cu dare de mână ai regimului doborât de tancurile sovietice se manifesta la cote supărătoare. După o cercetare temeinică a arhivelor, ai spune că în persoana activiștilor aflați în fruntea instituțiilor ai de-a face cu adevărați agenți de os imobiliar. Ar fi ca și cum structurile de conducere locale, orășenești și raionale, nu ar fi fost însărcinate doar cu administrarea teritoriului, ci ar fi fost mai degrabă niște companii imobiliare sui generis, puse pe smulți proprietăți de pe unde se poate, angrenate preponderent în afaceri profitabile, preocupate de tranzacții avantajoase pe spinarea altora. Pentru un neavizat, lucrurile păreau justificate. Da, e adevărat, par să spună împăciuitori oficialii. A fost o necesitate locativă căreia am putut să-i facem față doar scoțându-vă pe voi din case și trimițându-vă în deportare. Asta e situația. Dar acum, iată, odată cu plecarea șantieriștilor de la podul prieteniei, totul va reintra în normal. Că atitudinile funcționarilor de stat au fost fals binevoitoare, iar vorbele lor simple promisiuni de șarte, spuse eventual făcând cu ochiul șmecherește, stau dovadă multele inadvertențe și sesizări descoperite în arhive. Sfatul popular al orașului Giurgiu, secțiunea gospodărire comunală, sectorul gospodărire locativă, către locatarul din șoseaua Ghizdarului numărul 4. La petiția dumneavoastră prin care ne cereți imobilul, proprietatea dumneavoastră, vă răspundem că acum nu vi-l putem repartiza, deoarece este ocupat încă de DGL 889. În momentul când DGL 889 va pleca din imobil, dumneavoastră sunteți îndreptățit de lege să-l ocupați. Ai spune, fără să bănuiești ceva, că și presiunile sfatului popular asupra conducerii șantierului de la podul Giurgiu Ruse, create prin somații de restrângere a spațiilor ocupate și eliberarea unora dintre ele, au fost făcute din considerente legate de recuperarea suprafețelor locuibile pentru nevoile celor lăsați fără casă. Sfatul popular către DGL 889. Urmează să eliberați două imobile în strada Gheorghe Dimitrov și Ștefan Gheorghiu, urmând să vă restrângeți în celelalte șase imobile pe care le dețineți. Dar teatrul ieftin jucat de clica mai marilor puterii locale și a funcționarilor de la gospodărirea locativă se dă în vileag în momentul când DGL 889 eliberează unele spații și le pune la dispoziția proprietarilor de drept. Din reacția contradictorie a politrucilor din cadrul sfatului popular orășenesc, reclamant către nivelul raional superior, se deduce lesne că grija de a soluționa criza celor care stăteau în stradă este ultimul dintre lucrurile care îi preocupau, iar iritarea provocată de eșecul unei învârteli cu case este camuflată cu lamentabile motive de serviciu. Reclamația sfatului popular orășenesc către raion. Direcția Generală a Lucrării 889 nu respectă atribuțiunile spațiului locativ și uneori și le însușește. Casele ocupate de ei, în momentul când devin libere, nu le predau spațiului locativ, ci proprietarului. În felul acesta, spațiul locativ este neglijat și, mai mult, rămâne mai departe în posesia procesului verbal încheiat când DGL-ul a luat în primire casă. Ce să mai zici? Dureroasă situație! Lozinca de căpătâi a sistemului de dictatură a proletariatului era înfrângerea oricărei rezistențe a dușmanului de clasă și cei care persistau în a apăra cât de cât demnitatea, mândria sau dreptatea sfârșeau prin a executa pedepse corecționale pentru fapte deseori imaginare. Însă ceilalți, care făceau pactul cu diavolul, luând lucrurile ca atare, aveau șansa integrării, desigur, dacă nu în sensul primirii la masa tovărășească a puterii, cel puțin în sensul acceptării, deși nu fără suspiciunile de rigoare. Această perioadă pe unii nu i-a marcat. Unii, după ce au venit din deportare, care au fost cu noi în deportare, au acceptat
să devină primari în regimul comunist, au acceptat să se facă membri de partid, au acceptat, cum se spune pe românește, mâna care a lovit s-o pupe. Eu n-am acceptat și nici familia mea. N-am acceptat lucrul ăsta. V-a fost mai bine, mai rău? Din punct de vedere moral, eu zic că a fost mai bine. Că am avut sufletul curat. Și eu, și mama mea, și tatăl meu. Familia mea, după ce am venit de acolo și am intrat la școala profesională, fratele Tociu s-a apucat de meserie, Marian a făcut și el școală profesională de mecanici auto la Satul Mare, pe urmă a venit la București și eu, pe urmă, m-am înscris la școala profesională, am terminat școala profesională și mama și tata, hai să faci liceu. Și m-am dus la liceu la Seral, muncitor fiind, m-am dus la liceu la Seral. Și am terminat și liceul la Seral și am venit muncitor. Bun, 3, 4, 5 ani de zile, am învățat meserie și pe urmă am zis, dar eu cu liceul și cu școala profesională eram categoria 3. Și cu liceul, cu școala profesională să stau numai categoria 3, președintele de sindicat mi-a aprobat. Dar secretarul de partid mi-a zis, nu se poate. Ca să fii categoria 4, trebuie să fii candidat de partid. Că atunci se făceau candidat de partid 6 luni și după aia te făcea membru de partid. Și ce să fac? Mergem la BOB, Birou Organizației de Bază. Era acolo un port acolo, m-am dus cu barca, am luat 2 sticle de vin, eu nu beam, mi le-am lăsat acolo, mi-a făcut dosar. M-a pus în discuție adunării generale și muncitorii care mă cunoșteau, am scris în autobiografie, să știți că tata și mama mai au neamuri în Iugoslavia, fost în Iugoslavia, în Macedonia, da. Și am scris acolo, când m-a făcut membru de partid, a luat oamenii cuvântul și unul ce tovarăș, încât îl cunosc bine pe tovarășul Bogoievici, eu propun să-l facem membru de partid la excepțional. Bine, adunarea generală a hotărât. M-am dus la comitetul orășenesc de partid, cum era aici, prin secretar Stoian Stoian, Brătan, secretar probleme organizatorice. Mă duc acolo să mă confirm. Tovarășul secretar Brătan, să știți că eu am scris în autobiografie, tata și mama au neamuri în Iugoslavia, frați, surori, cumnați și toate astea. Nu contează cine a fost tata al dumitale. Dacă oamenii de la locul de muncă te-a apreciat, te face membru de partid la excepțional. V-au iertat că erați sârb? Da. V-au iertat și că ați fost deportat? Da. Au știut că sunteți deportat? Au știut, le-am spus toate evenimentele. Și atunci rău a făcut că v-a deportat, că voi n-ați avut nicio problemă. Erați copii. Secretarul de partid de la Orășenesc, Stoian Stoian și cu Brătan. Erați copii, de ce trebuia să... Că au fost relații de rele între Iugoslavia și România. Tendințele justițiare ale celor de la nivelul biroului organizației de bază, cum se numea celula organigramei Partidului Muncitoresc Român, transformat ulterior în Partid Comunist Român, nu își aveau măsura în căutarea onestă a adevărului și a dreptății, ci în felul în care bătea vântul indicațiilor de la centru. Schimbarea șefiei de la nivelul superior al Partidului Muncitoresc Român în anul 1965 nu a produs, însă, transformări ale vederilor staliniste privitoare la foștii expulzați giurgiuveni, în ciuda unor așteptate măsuri reparatorii ca urmare a atitudinilor oficiale de condamnare a deportărilor apărute în epocă. La un moment dat, Ceaușescu a criticat chiar acerb ideea deportărilor, mai degrabă deportările din Bărăgan, fără să aducă vorba despre deportările din Giurgiu. Ați fost informat la momentul respectiv despre acest freamăt apărut în societatea românească? Eu cred că ceea ce a spus Ceaușescu despre deportări a fost mai mult un praf în ochi al opiniei internaționale, pentru că dacă s-ar fi dorit așa ceva, s-ar fi făcut atunci niște despăgubiri, s-ar fi făcut retrocedări, s-ar fi încercat, așa cum s-a încercat cu mandatarii când au vrut să dea drumul la comerțul particular, ar fi făcut și această
reparare morală, măcar dacă nu ar mai fi fost o parte a materială a caselor naționalizate. O considerați o inițiativă doar propagandistică? Exact. După mine a fost o inițiativă propagandistică, pentru că, vă spun, n-am auzit nicio casă care să fie retrocedată și nimic nu a fost retrocedat după, în timpul regimului comunist. Faptul că singura temă prezentă pe agenda critică a deportărilor a fost aceea a Bărăganului, situația giurgiuvenilor fiind trecută sub tăcere, din motive nici până azi știute, în cadrul procesului demascator inițiat de la nivelul suprem, îi determină pe istoricii cunoscători nu doar ai mișcării muncitorești în general, dar și ai istorioarelor locale de partid, să considere că totul se datorează unui posibil parapon existent între facțiunile partidului. Aici s-au și experimentat niște lucruri cu motivul că fusese din punct de vedere politic un fif al liberalilor, iar din punct de vedere al istoricului mișcării muncitorești, atâta cât era, erau câteva unități industriale de tradiție, fusese un fif al social-democraților și primul comunist este înregistrat în actele siguranței abia în timpul războiului, evident venit din altă parte. Însuși, primul secretar general al Partidului Comunist, care fusese ucenic în orașul nostru, este vorba de celebru Gheorghe Cristescu Plăpumaru, odată ieșit din pușcărie și-a revizuit concepțiile și a trecut la social-democrați. Lucru pentru care a și făcut canalul mai târziu. Dar indiferent de relațiile dintre diferitele grupuri ale mișcării populare, când venea vorba despre revenirea acasă a celor întorși din lagărele de muncă forțată, deciziile stăteau tot în mâna unor nei ca nimeni, deveniți peste noapte conducători ai societății. Soluțiile diametral opuse la probleme asemănătoare, ori chiar identice, ca și rezoluțiile de același fel pentru situații sau cazuri complet diferite, făceau ca totul să pară un talmeș-balmeș. Cuvântul cheie al intervențiilor de orice fel era discreționarismul.